Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Iată care sunt știrile. Primăria și Consiliul Local Reghin au mai făcut un pas spre crearea atmosferei plăcute de iarnă. După ce a pornit iluminatul festiv pe toate străzile orașului, administrația locală a deschis și patinoarul din incinta ștrandului municipal. Temperaturile scăzute din această perioadă au favorizat crearea unui strat consistent de gheață, iar patinoarul vă așteaptă în fiecare după-amiază, începând cu ora 13:30. La aceleași tarife de anul trecut pentru taxa de intrare sau de închiriere a patinelor. A debutat sezonul de iarnă, iar odată cu acesta începe și sezonul distracțiilor în aer liber. Primăria și Consiliul Local Reghin a deschis patinoarul din incinta ștrandului municipal. Am deschis și anul acesta patinoarul, așteptăm pe toată lumea, toate categoriile de vârstă să vină aici, să se simtă bine alături de noi. Și fiecare, în funcție de bunătatea inimii, să-și creeze propria lui poveste aici la patinoar, unde gheața îi așteaptă pe fiecare să facă puțină mișcare în aer curat, să lăsăm pentru o perioadă relativ scurtă toată tehnologia și calculatoare și laptopuri, tablete și să ne distrăm, să ne simțim bine, să ne aducem aminte de cum se trăia cândva. Administrația patinoarului îi așteaptă pe toți cei care doresc să facă mișcare cu un spațiu suficient, dar și cu un chioșc de unde cei care doresc să se încălzească pot achiziționa ceai cald sau vin fiert. Patinoarul va fi deschis zilnic, începând cu orele 13:30, până seara la ora 21:30. Deci programul de activitate va fi pe ture de patinat. Prima tură de patinat va începe la ora 14, dar rugăm lumea să vină mai repede la 13:30 pentru a putea cumpăra bilete pentru prima tură, bineînțeles. Pe urmă, următoarea tură va fi la ora 16, apoi la ora 18 și la ora 20, ultima tură. Dar pentru fiecare tură de la oră fixă, rugăm lumea ca cu o jumătate de oră să se prezinte mai repede pentru ca să se poată achiziționa biletele de intrare. Vestea bună este că tarifele practicate și în acest an rămân la nivelul celor din anii trecuți. Tarifele rămân nemodificate, rămân ca și anul trecut. Asta înseamnă 6 lei pentru o tură la biletul de intrare la adulți, 4 lei pentru o tură la biletul de intrare la copii și respectiv persoanele care sunt interesate să închireze patine, pot să închireze patine la prețul de 5 lei pe tură. Cum este la patinoar? Foarte frumos. De cât timp ești aici? De acum am venit numai. De când te știi da pe patine? De la 5 ani. Și îți place? Da, foarte mult. Spune-mi cum e la patinoar. Foarte bine, îmi place foarte mult. De câte ore ești aici? Cam de jumătate de oră. Și cum e, îți place? Foarte mult. De cât timp te dai cu patinele? Cam de vreo 4 ani. E cam greu cu patinele, nu? Păi da, e a doua oară când vin. Prima dată am venit cu mama mea. Mama mea se pricepea mai bine căci ea a mai fost. Când a fost mic s-a mai dat cu patine. Eu nu știu nici să mă dau pe role. Nu am o experiență prea mare. Dar văd că îți place să faci mișcare. Păi da, de obicei da, îs bun la viteză în clasă și așa că am zis că să mai experimentez și alte sporturi. Moș Nicolae a pregătit cadouri și pentru elevii de la Liceul Tehnologic Petru Maior. Darurile au fost distribuite de Primăria Reghin celor peste 1400 de elevi din instituția de învățământ în cadrul festivalului local devenit tradițional Fulgi de Nea. Unitatea a intrat astfel pe deplin în atmosfera sărbătorilor de iarnă care dăinuie an de an în toate școlile reghinene. Moș Nicolae a trimis sacul său cu daruri și la Liceul Tehnologic Petru Maior din oraș. Beneficiarii sunt copiii grădiniței cu program normal voinicel, elevii din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenii. La fel ca în ultimii ani, inițiativa a aparținut Primăriei Reghin, care marchează astfel o nouă ediție a festivalului Fulgi de Nea. Astfel, fiecare copil din instituțiile de învățământ primește un cadou cu ocazia sărbătorii de Sfântul Nicolae.
Astăzi avem onoarea să distribuim copiilor în cadrul programului Fulgi de Nea pachetele de Moș Nicolae. Deci este o bucurie enormă pe care a creat-o tuturor copiilor, indiferent de vârstă. Deci suntem fericiți pentru că în continuare doamna primar are grijă de copiii din școlile Reghinului. Cei mai mici însă au fost mai norocoși și au primit darul de la Moș Nicolae mai repede decât colegii lor din clasele mai mari. În cadrul programului Fulgi de Nea, astăzi vom distribui pachete pentru elevii din liceu și școala profesională. Pentru cei din gimnaziu și învățământ primar am distribuit ieri pachetele, deoarece copiii mici sunt mai nerăbdători. Unitatea a intrat astfel pe deplin în atmosfera sărbătorilor de iarnă care dăinuie an de an în toate școlile reghinene. Elevii au în plan să recompenseze darurile primite cu vizite la primărie ale grupurilor de colindători. Micii dansatori ai sălii multisport Lex Ali Gym ne invită la spectacol joi 8 decembrie de la ora 19. Pe scena Casei de Cultură Eugen Icoară va avea loc spectacolul lor de Crăciun. Un amalgam de momente vesele, dans, culoare și bună dispoziție, marca antrenoarei de dans Andra Marian. Așa cum îi stă bine unui eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, din program nu lipsesc surprizele. Poftiți la spectacol de Crăciun, poftiți în atmosfera sărbătorilor de iarnă, savurați magia dansului, a muzicii și a bucuriei de a trăi, împărtășită de cei mici. Pregătirile micuților care învață dans la sala multisport Lex Ali Gym sunt pe ultima sută de metri. Ne-am pregătit încă de când a început școala, am început să învățăm fiecare dans, să construim momentele, să vedem ce avem de făcut, ca să iasă totul cât mai bine, sperăm noi. Spectacolul cu 8 momente de dans, pregătite de cele două grupele noastre, grupa mică și grupa mare, câte 4 dansuri de fiecare. Și avem ca invitat special trupa de dans de la Toaca. Dansăm. Și am înțeles că vă pregătiți pentru un spectacol? Da. Ce dansuri pregătiți pentru spectacol? Dansul lui Moș Crăciun, dansul lui Elsa și dansul cu valuri și country. Pentru un spectacol. Cum va fi acest spectacol? Foarte bine. Sunt grele sau sunt ușoare dansurile astea? Sunt ușoare. Când va fi? Poi mâine. Cât sunteți voi de pregătiți pentru acest spectacol? Foarte pregătiți. Va veni cineva să te vadă la spectacol? Da. Cine? Moș Nicolae. Avem copii care vin din februarie, de când am început eu să fiu aici la sală și sunt copii care au venit de o lună, de două, dar s-au adaptat foarte bine, au învățat dansurile, n-a fost problemă cu ei și sunt cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani. Cum ar suna invitația pentru părinți la acest spectacol? Dacă vor să se simtă bine, să vadă niște copii care dansează cu sufletul, care dansează cu bucurie și se simt bine pe scenă, pentru că eu sunt convinsă că o să se simtă bine, dacă vor să aibă un moment de relaxare în același timp, îi invităm să fie alături de noi joi la spectacolul nostru de Crăciun. Parohia ortodoxă din cartierul reghinean Unirii are un nou preot. Alin Șut, părintele care în ultimii 12 ani a slujit la parohia din Șerbeni, a ocupat locul părintelui Dorin Toderic după ce a fost admis în urma concursului susținut. Noul preot și-a început activitatea continuând de fapt lucrările la biserică începută de fostul părinte, dar a dat și startul unei serii de activități, în special cu tinerii din comunitatea pe care o păstorește. Într-un interviu acordat pentru Jurnal de Reghin, Alin Șut
vorbește despre noua sa misiune și planurile pe care le are. Înainte de toate, părinte, v-aș întreba de ce v-ați dorit să veniți, iată, în Reghin, poate în special la această parohie, și cum sunt aceste începuturi, ce ați găsit aici? Nu neapărat că mi-am dorit să vin la Reghin, însă mi-am dorit să vin într-o comunitate unde găsesc și tineri. Poate că sunt și puțin mai tânăr. Mi-am dorit foarte mult să lucrez și cu tinerii. În parohia Șerbeni, unde am slujit 12 ani și jumătate, din păcate tot mai puțin tineri am avut. Chiar dacă anul acesta am avut o activitate cu copii mai mici, vârstă de la clasele 1-4, mi-am dorit să am activități și cu tinerii. Știu că de obicei în oraș sunt și tineri foarte mulți, mai ales că cartierul Unirii este un cartier destul de tânăr, întrucât mai aproape zilnic eram la oraș făcând naveta cu fetele la școală, trecând și prin cartier, întrucât și soția lucrează chiar tot aici în cartier, vedeam mulți copii vara, primăvara, când timpul era frumos, vedeam mulți copii, mulți tineri. Și atunci mi-am și dorit lucrul acesta, să pot lucra și cu tinerii. Și până la urmă, viitorul, fiecare încercăm să ne-l facem cât mai frumos și cât mai bine. Voi încerca să am și câteva activități sau programe cu tinerii, așa cum am zis. Deja am început cu cei mai mici, fiind și în postul Crăciunului. Am încercat să-i adunăm duminica înainte de vecernie, cu o oră înainte de a săvârși Sfânta Vecernie, să învățăm colinde sau să repetăm colinde știute de ei, pentru că atunci când va veni moșul, sperăm de sărbătoarea nașterii Domnului, să putem și să-l colindăm. În acest post am strâns deja niște alimente de la credincioși, pe care le-am împărțit sau le-am dus la Casa Maria din Piața de Joi, la Părintele German. Și acest lucru am încercat tot așa cu tinerii, de această dată cu tinerii de la liceu. Am făcut apel în biserică să vină câțiva tineri, să putem să lucrăm și să-i stimulăm să aibă și astfel de activități, până la urmă omenești, dar și creștinești în același timp, de a fi alături de cei poate mai oropsiți ca noi sau necăjiți sau în alte situații față de noi, cei care avem o familie, părinți, frați, surori și ceea ce Bunul Dumnezeu ne-a rânduit. Sunteți un fiu al acestui cartier, al acestei parohii, din câte am înțeles, și cu siguranță erați cumva apropiat de această biserică. Da, pot să spun că sunt și un fiu al acestei parohii, însă eu din anul 1992 am plecat de acasă, dacă pot să spun, la seminar, apoi la facultate, și fiind hirotonit în 1999, ajungeam doar când veneam la părinți prin cartier. Cu toate acestea, mi-am adus aminte de multe lucruri petrecute în copilărie în acest cartier. Și pe mulți i-am recunoscut. Chiar din prima zi când am fost instalat, în momentul când am ajuns la ultimul moment al slujbei, și anume la miruire, mulți dintre cei care au trecut prin fața mea mi-au fost vecini și i-am recunoscut, și dânsii m-au recunoscut, și m-a umplut de bucurie lucrul acesta, întâlnirea cu ei. Cum e ceea ce ați găsit aici? Iată, o biserică înălțată, o biserică nouă, o comunitate? Eu spun că am găsit o familie mare de buni creștini. Când am fost instalat la Șerbeni, prima dată când am ajuns la Șerbeni, până la biserică am întâlnit la multe case troițe. Și am zis că nu poate decât acest sat să fie un sat de creștini, și așa și a fost. Din păcate aici n-am găsit acele troițe până am ajuns la biserică, însă am găsit, mai mult decât acestea, am găsit o biserică. Biserică ridicată de Părintele Toderic împreună cu credincioșii de aici, și acest lucru mi arată că au o credință puternică și dragoste față de Dumnezeu, ridicând acest locaș frumos și iată înfrumusețat deja cu podoaba picturii. Cu ce gânduri, cu ce speranțe, planuri plecați pe acest drum? Cu multe gânduri. Mi-ar fi greu să le înșir acum pe toate, însă, în primul rând, trebuie dusă la bun sfârșit această lucrare de pictare a bisericii, și apoi celelalte care țin de până la sfințirea bisericii.
Apoi, cred că mult mai greu va fi, sau misiunea mult mai mare a fi, să lucrăm la Biserica Sufletului. Spuneam de multe ori, o biserică frumoasă, într-adevăr, este cea care e pictată, dar cea mai frumoasă biserică este cea plină de oameni. Până la urmă, oamenii credincioși, aceștia fac biserica, aceștia împodobesc cel mai frumos biserica. Sfinții de pe, din picturi, de pe Sfântul Altar, de pe pereții bisericii, ne sunt exemple vii că se poate ajunge la sfințenie. Ori noi, cei prezenți în Sfânta Biserică, trebuie să îi luăm ca și exemplu, să luptăm cu toate greutățile, toate încercările și credința în Bunul Dumnezeu ne va rândui ceea ce este bine plăcut lui Dumnezeu și în această lume, dar mai cu seamă în viața viitoare, împărăția sa cea veșnică. A început sezonul tăierii porcilor. Luna decembrie este cunoscută pentru faptul că românii sacrifică animalele pentru a pregăti masa de sărbători și de anul nou. Însă specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică trag un semnal de alarmă în ceea ce privește prezența trichinelozei în carnea animalelor. Pentru a putea preveni contaminarea cu acest parazit, medicii recomandă să achiziționăm carne doar din locurile specializate și avizate sanitar sau să trimitem carnea pentru un examen trichineloscopic înainte de pregătire. Trichineloza este o infecție cauzată de Trichinella spiralis, un nematod ce parazitează în stadiul larvar musculatura unor mamifere sălbatice, porc mistreț, urs, lup, vulpe, unele rozătoare sau domestice, cum ar fi porcul. Infecția este contactată de om prin ingestia de carne crudă sau insuficient preparată termic, în special cea de porc, determinând forme clinice cu manifestări variate. Întreaga evoluție a parazitului se desfășoară într-o singură gazdă. Carnea contaminată conține parazitul în stadiul larvar cuprins într-o celulă musculară modificată, numită celula doica. Larva este liberată sub acțiunea sucului gastric și pătrunde în mucoasa intestinului subțire. În următoarele 24 de ore, larva năpârlește de 4 ori, transformându-se în adult. După fecundare, în aproximativ 5 zile de la ingestia cărnii infectate, femelele elimină prima generație de larve tinere. Aceste larve migrează pe cale sangvină sau limfatică, localizându-se în final în musculatura scheletică. Pot fi afectate toate grupele musculare, mai ales mușchii foarte activi, bine oxigenați. Mușchii laringelui, limbii, intercostalii, mușchii extrentici ai globului ocular 1. Factorii favorizanți ai îmbolnăvirii la om sunt reprezentați de consumul cărnii de porc sau vânat neexaminată trichineloscopic, unele obiceiuri culinare cum ar fi prepararea termică în sânge sau consumul de preparate crude sau insuficient prelucrate termic, pastramă, cârnat uscat sau afumat sau șunca, achiziționarea de către populație a cărnii din alte locuri decât centrele comercializate, specializate, tăierea clandestină a animalelor, aceasta conform sursei DSP. În vederea prevenirii îmbolnăvirii, medicii specialiști recomandă populației să achiziționeze animale de la unități avizate sanitar, să achiziționeze carne numai din centre comerciale specializate care pun în vânzare numai produse avizate sanitar veterinar, să trimită la examen trichineloscopic probe din carnea de porc sacrificat în gospodăria proprie sau din carnea din vânat în centrele autorizate ale autorităților sanitar veterinare și să respecte recomandările acestora. La tocarea cărnii de porc vânat, să se folosească o mașină de tocat destinată acestei activități și curățarea acesteia înainte și după folosire, cât și curățarea tuturor suprafețelor și a instrumentelor folosite. Să pregătească carnea în bucăți optime pentru refrigerat, circa 15 cm grosime și pentru gătit. În timpul gătirii, atingerea de 71 de grade Celsius în toată masa de carne pentru o perioadă îndelungată de timp sau până când se modifică culoarea cărnii din roz în gri. Prelucrarea termică a resturilor măruntate sau sângelui provenite de la vânat sau porc, care urmează să fie rană pentru animale. Specialiștii DSP mai spun că severitatea infecției depinde de numărul de larve ingerate. După o perioadă de incubație de 5-10 zile apar manifestări digestive, vărsături, diaree apoasă, însoțite de febră care coincid cu faza enterală a bolii. În faza parenterală, ca urmare a migrării larvelor și cantonărilor în țesuturi, se produc febra, exanteme, edeme, endocardita și mialgii. Aceasta din urmă pot să persiste o perioadă îndelungată, iar în cazul netratării poate duce la deces.
Sărbătorile de iarnă sunt aici. Iată de ce împodobirea bradului devine o prioritate în această perioadă și în locuințele reghinenilor. Nici o problemă pentru cei care țin la decorațiunile din anii anteriori. Însă mulți dintre noi preferăm ca în fiecare an să avem un pom de Crăciun care să nu semene cu cel din anii anteriori. Magazinele de profil ne oferă o gamă variată de ornamente, astfel că imaginația noastră are frâu liber la combinații de culori, forme și modele. O adevărată provocare, așa poate fi numită în ultimii ani acțiunea de împodobire a bradului de Crăciun. Tradiția spune că momentul ornării este în ajun, dar majoritatea dintre noi ne gândim la el dinainte cu câteva zile, chiar săptămâni. Nu e nicio problemă pentru cei care țin la decorațiunile din anii anteriori și trebuie doar să le scoată din cutiile în care sunt depozitate. Ceilalți, care preferă un brad diferit în fiecare an, au de vizitat magazine de profil și de ales dintr-o gamă variată de culori, modele și forme. Anul acesta m-am pregătit cu un braz ornamental, am împodobit braz de Crăciun cu aranjamente florale, aranjamente naturale, cu ghiveș cu tot, cu brăduți, cu tot felul de mascote. Anul acesta designerii au stabilit culoarea albă a bradului, dar se poate combina și cu alte culori, de exemplu cu argintiu sau roșu rămâne roșu, este culoarea Crăciunului. Se mai poate, cine are copii, să facă un brad colorat, cum ar fi rozul sau un mov pal. Crem. Se poate face combinații de culori. Oricât ar fi de impunător sau de special împodobit bradul de Crăciun, parcă nu are același farmec dacă nu e și casa decorată pe măsură. Începând de la masa de sărbători până la pereți, ferestre și uși, toate merită decorațiuni de efect. La intrare le recomand să facă două aranjamente sau cu unuri sau un coșuleț cu globuri sau un felinar. Pe urmă, în casă, la geam, foarte important la geam să fie ornat geamul, un brad frumos, în bucătărie, chiar și în baie, este tot. Gospodinele acordă o atenție sporită meselor de sărbători, pentru ca ele să fie bogate în mâncăruri aspectoase și gustoase. Dar și ornamentele au rolul lor în farmecul meselor festive. Noi ne-am gândit să facem niște aranjamente cu brad natural și cu flori naturale, combinat cu globuri, cu conuri, cu steluțe, ca să fie un aranjament frumos pe masă. Dacă țineți la tradiție, nu uitați nici de crenguța de vâsc. Aceasta se atârnă deasupra ușii pentru a aduce noroc și sănătate. Se spune că vâscul înlătură boala, atrage spiritele bune și le ține afară pe cele rele. Grupa de copii născuți în 2008 a clubului de fotbal Beskids Reghin participă în aceste zile la faza zonală a turneului Gheorghe Ene. Reghinenii antrenați de Răzvan Bucin reprezintă județul Mureș la această competiție, unde înfruntă echipele campioane din județele din zonă. Conducerea clubului speră să obțină și la această categorie calificarea la finala pe țară, la fel cum s-a întâmplat cu micuții din 2007 la turneul Gheorghe Ola. Dar înainte de a vedea materialul, o ascultăm pe Oriana cu datele despre vreme. Bine v-am găsit! Joi cerul va fi parțial noros. În Reghin, termometrele ne indică minus 1 grad, iar în Târgu Mureș 0 grade Celsius. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Micii fotbaliști născuți în 2008 ai clubului de fotbal Beskids Reghin ar putea obține calificarea la faza pe țară a turneului Gheorghe Ene. În aceste zile, echipa antrenată de Răzvan Bucin se află la Miercurea Ciuc, unde dispută faza zonală a competiției, după ce s-a dovedit campioana județului Mureș. Copii născuți în 2008, antrenați de profesorul Răzvan Bucin, care joi se va deplasa la Miercurea Ciuc, unde vom întâlni aceiași adversari din zona 5, de care aparținem. Sperăm să copieze cât de cât rezultatele grupei 2007. Avem o grupă bună, o grupă redutabilă. Chiar am fost la final întrebați dacă avem aceiași copii, tot acea echipă bună. Deja le-am tras un semnal de alarmă din
doar o echipă prezentă, am ajuns să fim sperietoarea tuturor echipelor participante. Câștigarea turneului zonal și calificarea pentru finala pe țară ar fi o performanță notabilă pentru clubul de fotbal copii din Reghin, după ce zilele trecute echipa de născuți în 2007 a aceluiași club a învins în toate meciurile la zonarea turneului Gheorghe Ola și se pregătește să se confrunte cu cele mai bune 7 echipe din țară la această categorie de vârstă. Pârtia din Sovata, singura pârtie de schi din județul Mureș, îi așteaptă pe iubitorii sporturilor de iarnă sâmbătă 10 decembrie de la ora 10, la deschiderea oficială a sezonului 2016-2017. Există două pârtii, una de nivel mediu și alta pentru copii sau începători, ambele fiind dotate cu tunuri de zăpadă și instalație nocturnă. Tarifele puse la dispoziție de organizatori diferă în funcție de pachetul ales și pornesc de la 6 lei urcarea, iar un abonament poate ajunge până la 70 de lei. Veste bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Pârtia de schi de la Sovata se va deschide oficial sâmbătă 10 decembrie de la ora 10. Pentru acest an, tarifele sunt de 6 lei urcarea, 10 lei urcarea și coborârea, 70 de lei abonament la telescaun și 2 lei urcare cu teleschiul. Pârtia de schi aflată în Sovata este ocupată cu zăpadă aproape 6 luni pe an și reprezintă atracția oricăror categorii de schiori, de la avansați la începători, și are o lungime de 1200 de metri cu diferența de nivel de 262 de metri pe traseul telescaunului. Pârtia este dotată și cu o instalație de telescaun pe o distanță de 1000 de metri, cu o diferență de altitudine de 262 de metri, precum și o instalație de teleschi pe 300 de metri la partea de începători, fiind întreținută zilnic cu ratrac și tun de zăpadă. Salvamontiștii recomandă schiorilor ca înainte să pornească la drum să aibă echipament adecvat de iarnă și să se intereseze de condițiile meteo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează rubrica Jurnal Plus. Ovidiu Ilisan a stat de vorbă cu îndrăgiți artiști prezenți la Reghin în recital, Luminița Anghel, Dida Drăgan și Adrian Daminescu. Vom încheia cu prognoza meteo prezentată de Oriana. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Aș vrea să încep cu o metaforă. Ne-a fost sete de dumneavoastră. A fost o prestație deosebită și suntem tare încântați. Vă mulțumim că ați venit la Reghin. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele extraordinare. Recunosc că eu mă încarc de la public și publicul din prima clipă mi-a dăruit energia de care aveam nevoie pentru recitalul meu. Sunt pentru prima dată la Reghin, am spus și pe scenă și am o amintire extraordinară. Sper din toată inima să mă reîntorc cu aceeași energie și cu aceeași dragoste și putere de a cânta. De ce muzică? Destinul? Eu cred că destinul, pentru că inițial am ales teatru și nu am intrat la teatru la vremea la care am dat. Eu înainte de Revoluție, de două ori la rând, am trecut de eliminatori, am trecut de probele grele, dar nu a fost să fie. Erau doar 4 locuri pentru fete, mult mai complicat ca astăzi. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și acum că a ales pentru mine muzica, pentru că eu cred că sunt mai bun artist, mă exprim mai bine prin muzică decât aș fi făcut-o prin teatru. Je t'aime, ar trebui să ne călăuzească mintea și pașii mereu și pretutindeni? Da, cred că fără iubire nu putem. Nu putem nici să trăim, nici să ne exprimăm, nici să conviețuim, nici să ne facem meseriile cum trebuie. Cred că numai prin dragoste putem să reușim, altfel suntem fără suflet. Eurovision și Cerbul de Aur au fost două din momentele în care ați simțit, a meritat tot efortul, tot zbuciumul acela lăuntric. Da, noi până la o anumită vârstă, cel puțin eu, din punctul meu de vedere, avem nevoie de recunoașterea persoanelor în măsură să o facă, recunoașterea persoanelor avizate.
a compozitorilor, a celor care creează toate aceste spectacole extraordinare, bineînțeles și a publicului, care nu este în ultimul rând. Dar după o anumită vârstă nu mai contează acest lucru. Am ajuns la maturitatea necesară ca pentru mine în acest moment să nu conteze decât această vibrație extraordinară pe care mi-a dat-o în această seară sala și publicul din sală și în general numai asta mai contează pentru mine, energia dată de public. Doamna Luminița Anghel, vă doresc ca bucuria muzicii să vă însoțească mereu, mintea și pașii pretutindeni. Mulțumesc din suflet și vă doresc sărbători fericite, cu multă dragoste, să fiți sănătoși și plini de iubire, să aveți ce pune pe masă și să fiți alături de familiile dumneavoastră, dragi. Vă iubesc! Doamna Dida, sunteți la Reghin, ne-ați bucurat, Dida Dragan, ați fost în această seară, ne-ați bucurat mintea și sufletul. Este muzica o puntre între suflete? Sigur că este, dar nu e chiar punte de argint, este chiar punte de punte între noi și public. De ce muzică? Destinul? Destinul dumneavoastră a fost hărăzit? Pe Dumnezeu, pentru fiecare om în parte, îl hărăzește cu cât un dar. Pe mine, cred că m-a hărăzit cu darul ăsta. Și respect, îl cinstesc și bine mersi, n-o să abdic niciodată, nici când o să plec pe Câmpiile Cerești. În toate cântecele sau în multe dintre cântecele dumneavoastră evocați iubirea. Iubirea trebuie să ne călăuzească mintea și pașii mereu și pretutindeni. Iubirea vine de la Dumnezeu, se întoarce de la Dumnezeu. Dacă n-am fi binecuvântați cu iubire, ce-am mai fi? Sau, parafrazându-l pe domnul Brâncuș, ce-am mai fi dacă n-am mai fi rămas copii? Copiii sunt binecuvântați de Dumnezeu cu suflet curat. Eu vreau să rămânem cu suflet curat. Domnul Toma, vă mulțumim pentru această seară pe care ați oferit-o reghinenilor. Mă bucur că lumea s-a simțit bine și a ieșit un spectacol de minune. Felicit actorii și artiștii care au dat un spectacol mai rar. Eu mă mir cum de ne-a adunat pe toți patru. Habar n-am. Asta numai Toma poate să facă. Numai Toma. Tita Dragan, un gând pentru reghinenii noștri dragi. Vă iubesc cu toată ființa și vă rog să-l iubiți pe Toma cu toată ființa, pentru că Toma este ce nu cred, să dea Dumnezeu ca în România să mai existe câte un Toma. Și atunci ar fi bine, oamenii ar fi mai buni, mai curați, mai al lui Dumnezeu. Zita Dragan, vă doresc ca bucuria muzicii să vă însoțească mintea și pașii mereu și pretutindeni. Amin. Adriana Minescu, vă mulțumim pentru această seară minunată pe care ați oferit-o reghinenilor. Este muzica o punte între suflete? Absolut. Pentru asta e creată. Pentru a fi o punte între suflete. Bine, artistul este învățat, la început învață să iubească publicul, că nu știe. Nu știe, primii 10 ani de zile nu știe. Da, nu, el e mai important în primii ani de viață, în primii ani de muzică. E mult mai important decât publicul, decât oricine. Este foarte important. Nu învață, n-are cum să învețe în 10 ani ce înseamnă iubirea de public, dar cu cât trece timpul, îți dai seama că publicul este a doua ta mamă. Este cel care de fapt te-a creat pe tine ca artist. Mama te creează pe tine ca om, da? Da. Și te pregătește să fii artist. Cel puțin așa a fost în cazul meu, pentru că mama mea a fost solistă de operă, da? Tatăl meu dirijor de operă, eu ce să fie? Și tractorist sau ce? No. Dar te apropii de public și cu cât înaintezi în viață și îți dai seama că cât de efemeră mai este această meserie față de public, ți-ar veni să iei pe tot în brazi, să-i străgi la piept și să le spui cât de mult, de fapt, ei iubiți și cât de mult ai sacrificat pentru ei. Asta. Muzică, am putea spune, multe dintre cântecele dumneavoastră evocați iubirea și este normal. Am putea spune muzică și iubirea, trebuie să fie această legătură. E un pleonasm. Muzica, uitați-vă, și iubirea e muzică. Uitați-vă și la piesele, nu pot să le spun patriotice, dar revoluționare. Da? Într-o zi este o piesă revoluționară, România este o piesă revoluționară. Nu se aflăm niciodată de ce sau care e ăla care ne face rău țării. De parcă avem guvern de străini. Pe cuvântul meu, sau de aliens, de ăștia, de pe Marte, nu știu, poate că nu sunt oameni. Nu pot să cred că noi te alegem acolo să ne reprezinți și tu nu ești în stare să ne reprezinți. Deci aici pornește. Eu sunt un arhivist, deci clar.
să știți că nu o să fiu niciodată mulțumit. Domnule, n-am să fiu mulțumit până la capăt. Până când îl văd pe român că zâmbește pe stradă, nu că îmi plânge cu o pungă de 2 lei și îmi plânge că n-are de mâncare. Nu, serios. De ce muzica? Ați pomenit de părinții dumneavoastră. De ce muzica? Destin? Vorbim de un destin? De hrăzit? Probabil. Probabil că mie m-a plăcut mai mult muzica decât golăneala. Nu știu ce să zic. Am făcut conservatorul la Canto. Acum ceva timp în urmă, câțiva ani de zile, m-am înscris și la pedagogie, pentru că eu lucrez cu copiii de vreo 20 de ani, dar am vrut să învăț lucruri noi despre pedagogie, despre sistemul de învățământ, despre felul în care să te faci înțeles de copii sau de tineri. Și vă spun că am învățat destul de multe lucruri noi, foarte interesante, lucruri care pe mine m-au făcut să studiez din ce în ce mai mult, să caut cărți, să studiez despre canto, despre mișcarea scenică, despre exprimarea scenică, despre dragostea cu care trebuie să comunici cu publicul, că de fapt nu ești acolo, vai, săracul de mine, ce caut eu aici, dacă ai emoții, deci nu, astea nu sunt emoții, asta e trac. Da? Când ai uitat și text, când ai uitat tot, când afli în fața miilor de ochi sau zecilor de mii de ochi, cum se întâmplă la o sală polivalentă. Păi să te ferească Dumnezeu să fie polivalentă, 15.000 de oameni polivalentă și tu să ai trac. Da, emoția pe altă parte firească, nu? Nu, emoția e normală. E normal. Sigur, dacă nu există emoție, nu poți să creezi. Acolo, nu, păi trebuie să recreezi tot timpul. Eu nu am să cred niciodată România de două ori la fel. Sau altă piesă. E o piesă deosebită, e dumnezeiască. Nu, depinde cum sunt. Am impresionat altă dată mai mult. Poate că în seara asta e mișcătoare. Da. Uite, altă dată toată lumea s-a ridicat în picioare, da? Și toată lumea plângea cu mine. Am transmis altă stare. Probabil a fost, nu știu, probabil că în seara asta n-a fost grozav, dar a fost extraordinar. Să rămână. Adrian Daminescu, îți doresc ca bucuria muzicii să-ți însoțească mereu mintea și pașii pretutindeni. Mulțumesc și eu, vă urez vouă să fiți mai fericiți și nu știu, să se rezolve odată tot, că nu se mai poate. Vreau să văd și eu oameni fericiți pe stradă. Când mă duc în America sau mă duc în altă țară, pe cuvântul meu, tăți râd, dobe, n-au de ce, ei nu știu să fie supărați. Ei sunt supărați dacă le-au împușcat unul o rudă sau dacă le-au dat un șut în fund sau nu știu ce, atunci sunt foarte supărați. Dar cum, domne, cum ăsta, știi? Dar altfel, n-au de ce să nu râdă. Ce facem sâmbătă? Păi mergem la pescuit, pe ce? Pe General Lake sau pe nu știu ce. Toată gașca, toată lumea se simte bine aici, atunci sunt supărați. Numai inconștienții poate să râdă pe vremurile astea. Numai inconștienții care nu-și dau, da, și care fac mișto în continuare. Eu nu știu de ce fac mișto. Eu fac mișto de proști, de obicei, pe bune, care nu înțeleg că, de fapt, nu-i nimic de luat la mișto în momentul ăsta. Acum trebuie să punem osul. La treabă. Sigur că da. Ești muzica pe care o ascult. Cu tine brațea m-a adormit, pe nesimțite m-a îndrăjit. Și uite așa, de suflet mi te-ai lipit. Bun găsit, numele meu este Radu Crișan, antrenor de fitness și personal trainer. Astăzi v-am pregătit un antrenament cu bosu. Bosu este un accesoriu de fitness cu care se poate lucra foarte bine între corp. Astăzi v-am pregătit 3 exerciții, 2 pentru trenul inferior, iar 1 pentru trenul superior al corpului. Înainte să începem exercițiile, ar fi bine să facem o încălzire, pe care sper că toți cei de acasă ați făcut-o deja, pentru a evita accidentările. Ok, o să începem cu un exercițiu simplu, squat, bosu squat, fixăm un picior pe bosu, celălalt lângă, spatele drept, abdomenul încordat. Fac un squat, revin și schimb partea. Squat, revin. Hada să facem împreună 6 repetări. Squat, revin. Squat, revin. 5 repetări.
privirea în față, abdomenul strâns și cer să împing șoldurile cât mai în spate. Încă 3, jos, revin. Încă 2, o să mă pun un pic și în lateral, să vedeți mai bine tehnica execuției. Împing, revin și schimbă partea. Împing, revin. Ultim. Privirea în față și abdomenul strâns. Ok. A doua serie, din primul exercițiu, vom face varianta puțin mai grea. Cine simte că este prea greu, poate să rămână la prima serie. Am fixat un picior pe bosul, voi face bosul, squat and jump. Fac squat și schimb partea printr-o mică săritură. Spatele drept și privirea în față. Spatele drept, privirea în față. Încă 3 repetări. 2, împing bazinul, revin. Ultima. Perfect. Scuturăm picioarele. Este un antrenament foarte complex, cel cu bosul, pentru că abdomenul meu tot timpul trebuie să stea în contracție, astfel nu voi avea echilibru. Ok. Lucrează foarte bine picioarele. Eu am făcut abia 2 serii și deja le simt foarte bine. Al doilea exercițiu este push-up pe bosul. Vă arăt 2 variante ale acestui exercițiu, varianta ușoară și varianta grea. Începe cu varianta ușoară. O mână pe bosul, cealaltă pe lângă bosul. Fac push-up, ready. Push-up, ready. Foarte important este abdomenul. Pe lângă că lucră partea superioară a corpului foarte bine, abdomenul are un rol foarte important. Perfect. Haideți să începem. 6 repetări. 6, 5, 4 și respir. Inspir, expir. Inspir, expir. 2 repetări. Acea serie o vom executa și pe cealaltă parte. Am fixat mâna pe bosul, cealaltă lângă, abdomenul strâns, privirea în față și respir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A treia serie va fi cu trecere de pe o parte pe cealaltă. Am fixat jos, abdomenul strâns. Push up, revin. Schimbăm partea. Revin, schimb partea. Și schimbăm partea. Varianta mai grea. Acestui exercițiu este cu picioarele întinse. Întind picioarele, strâng abdomenul, spatele meu să stea foarte drept. Și am flotare, schimbăm, jos, flotare. Schimbăm, flotare. Hai să facem încă 4 seturi. Revin. Încă 3. Repet. Simt că nu mai pot. Las genunchii jos, dar încerc să nu mă opresc. La flotare, genunchii jos. Genunchii jos. Perfect. Tot timpul, abdomenul meu să stea foarte încordat, astfel spatele meu va fi arcuit, iar zona mea lombară va avea de suferit. Ultimul exercițiu care vi-l prezint cu bosul se numește bosul parties. Cobor jos în genoflexiune, genunchii merg în față, am luat bosul și țin la nivelul pieptului. Perfect. O să fac prima dată cu fața, după care în lateral, ca să vedeți tehnica execuției. Îl țin la nivelul pieptului, cobor jos într-un squat, fixez bosul, picior în spate, în spate, revin, revin și sus și îl duc deasupra capului. Încă o repetiție. Jos, squat, fixez stângul, dreptul, revin. Perfect. Mă întorc în lateral să vedeți puțin tehnica execuției. Îl țin la nivelul pieptului, abdomenul încordat. Cobor jos, îl fixez bosul. Împing cu piciorul în spate, celălalt, abdomenul mi-e strâns să nu-mi arcuie spatele. Pas mare, pas mare și îl duc sus. Jos. Fixez, nu mă duc cu genunchii în față, privirea orientată înainte. Jos, jos, pas mare. Pas mare, fixez și sus. Ok. Varianta mai grea a acestui exercițiu este cu săritura. O pot să rămân în lateral ca să vedeți mai bine execuția corectă. Îl țin la nivelul pieptului. Cobor jos. Îl fixez. Fac o săritură, abdomenul strâns, săritură și sus. Hai să facem 3 repetări. Jos, fixez. Jos, sus,
și ne ridicăm. Încă două. Cum? Fix. Jos. Sus. La nivelul pieptului. Ultima. Dacă vreau să fac exercițiu și mai greu, jos. Facem un push-up. Revin. Și sus. Cobor jos, lăsăm bosul. Bosul este un accesoriu foarte important de fitness, care toată lumea poate să-l aibă acasă. Nu ocupă mult spațiu, dar cu ajutorul lui pot să fac un exercițiu foarte complex. Vă mulțumesc și spor la treabă! Bine v-am regăsit! Joi vom avea parte de un cer acoperit de nori. În Reghin se va înregistra minus 1 grad, iar în Târgu Mureș 0. Pentru Luduș se anunță 1 grad, în timp ce la Iernut vor fi 0. 1 grad va fi la Sighișoara, minus 2 la Batoș, minus 3 la Sovata, iar în Stânceni maxima va fi de minus 4 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, vremea va fi frumoasă. Temperatura înregistrată la Brașov va fi de 0 grade Celsius, în timp ce la Sibiu vor fi 3. Minus 2 grade vor fi în Bistrița, 0 în Cluj-Napoca, iar pentru Alba Iulia sunt preconizate 4 grade. În București, temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius. Joi noaptea se așteaptă îngheț puternic. În Reghin și în Târgu Mureș, termometrele ne indică minus 5 grade Celsius. Pe parcursul zilei de vineri, cerul va fi noros. Pentru Reghin se anunță 2 grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi 4. Doamnelor și domnilor, încheiem jurnalul de vreme în aceeași notă plăcută. Sunt Oriana Ormenișan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!